Direct. Da? Da. 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 Domnul președinte, mă iertați. Bună ziua. Înainte de a da dumneavoastră citire în tot ceea ce trebuie, vreau să fac și eu, da, o comunicare și anume. De început cu data de 5, luna curentă, a intrat în vigoare numai cod administrativ. Asta înseamnă că legea 215/2001, în baza căreia ne desfășurăm activitatea, a fost abrogată. Și statutul consilierilor locali a fost abrogat. S-a încercat să se facă un compendiu, să se facă o adunare generală de acte normative într-un singur act. Eu am studiat codul administrativ. S-au adus câteva modificări în ceea ce privește situația consilierilor locali și țin să vi le aduc la cunoștință. Acum se face distinție între... Da. E voie? Sigur. Da, dați-mi scaunul acolo. Nu, apășesc ca un scaun în viață. Nu, serios, așa. Deci acum se face distinție între trei tipuri de majoritate a voturilor. E vorba de majoritatea absolută, adică 50+1 din totalul numărului de consilieri aflați în funcție, da? Majoritatea simplă, 50+1, adică din totalul cei prezenți, perfect, așa, și majoritatea calificată, care era și pe vremuri, adică 2/3. O căzut aia pe nu, n-a căzut, a rămas în contra, sunt trei tipuri, deci simplă, calificată și absolută. Bun, după aceea, de acum înainte, votul fiecărui consilier trebuie consemnat în procesul verbal al ședinței. Da, exact. Deci eu, la fiecare proiect de hotărâre, cu sprijinul domnului președinte de ședință, o să vă întrebăm cum votați, pentru, împotrivă sau vă abțineți. Exact, nominal. Exact. Iar eu trebuie să consemnez asta în procesul verbal. Și mai este o modificare în ceea ce privește indemnizația. Nu mai puteți beneficia de indemnizația de consilier lunară decât dacă participați și la o ședință de comisie de specialitate și la ședința ordinară sau extraordinară care se află în luna respectivă. Înainte se plăteau separat, înțelegeți? Acum nu. Ori la amândouă, ori nimic în cazul ăsta. Mai există o chestie, în momentul în care știți că veți lipsi la o comisie, la o ședință, respectiv comisie, vă rog să mă anunțați, înțelegeți? Pentru că eu și până acum făceam, dar acum văd că se pune mai mult accent, trebuie să trimit prezența lunar la prefectură și dacă lipsește cineva... Președinții comisii ar trebui să vă anunțe, nu? Nu, fiecare consilier, da? Fiecare om știe, băi, luna asta pot să nu mă duc sau nu mă duc, pentru că oricum vine la ordinare, ați văzut că v-a anunț cu o săptămână înainte. Da, da, da. Dumneavoastră știți, măi, data cu tare nu o să pot să fiu. O sunt pe doamna secretar, zic, doamnă, nu pot, am o problemă, am așa, așa, așa. Iar eu, în funcție de ce... În funcție de ce motive îmi spuneți dumneavoastră, trebuie să încadrez. De ce nu s-a prezentat consilierul respectiv la ședință. Cam astea sunt modificările cu care m-am confruntat eu acum în ceea ce privește activitatea consiliului local. Rest, tot așa, trei ședințe, deci un consilier își pierde calitatea. Da, tot așa rămâne. Da, tot așa rămâne. Așa. Numai că, repet, acum au băgat, până acum era ordinare, acum și extraordinare, au băgat și extraordinarele. Deci dacă lipsiți și la extraordinare, se consemnează și se cumulează alea. Și la dizolvarea Consiliului Local, până acum erau trei ședințe. Acum ordinare. Da, acum sunt și ordinare și... Dacă nu se aproba nicio hotărâre... Exact, acum sunt patru. Au băgat patru. În rest, în rest cam se merge pe același principiu. Dacă e votat,
Așa. Va trebui să modificăm statutul comunei. Deci o să trebuiască în curând să venim cu un proiect de hotărâre în sensul ăsta. Va trebui să modificăm organigrama și statutul de funcții, pentru că funcția mea s-a transformat. Nu se mai numește secretarul AT, se numește secretar general al unității teritoriale administrative sau, mă rog, al comunei. Și va trebui să înființăm monitor oficial al comunei, va trebui bani, cât îmi dai o seama. Trebuie obligatoriu, și aici o să fie rolul domnului primar, să facem cadastru la tot domeniul public și privat al comunei, pentru că suntem obligați acum, avem sancțiuni, avem sancțiuni să facem reinventarierea, să o trimitem la București, proiect de hotărâre, la minister, ministerul îți dă aviz și ți se dă avizul doar dacă ai cadastru făcut. N-am ce să fac. Adică, și după aia se propune în Consiliul Local spre aprobare. Au complicat puțin aici, domeniul privat și interviastele. Nu le-au complicat tot, cred că focata se face și lumină și știm exact ce avem în domeniul public, ce avem în domeniul privat, ce lățime are un drum, ce lungime are un drum. Deci am scăpat de acea inventariere făcută în 2009 la viteză. Da, deci acum dar noi partenerii le avem, pentru că odată cu inițierea oricărui proiect, noi trebuie să trecem cu minicul, s-au făcut. Da. Acum, cu extinderea canalizării, unițele pe care se va construi canalizarea, este făcut. Nu mai rămâne puțin. E cineva absent? Toată lumea prezentă, da? Da. Da. Domnul președinte. Putem începe. Da, sunt dat domnul președinte să-l citesc. Procesul verbal din ședința anterioară, încheiat astăzi 24. Și acum, în ultima modificare, dacă până acum existau dubii cam ce ar trebui să conțină procesul verbal al ședinței, acum spune clar legea, se face o sinteză. Deci, până acum spunea, nu, domnule, cuvânt cu cuvânt, există, nu a fost cazul aici. Dar au fost unele situații, nu, cu cuvânt să-mi spun. Nu. Acum spune clar, sinteză. Ce așa, mai ales dacă era urmă, sinteză, zic. Deci... Iar dacă eu, iau cuvântul și doresc să... Categoric, dacă consilierul consideră că părerea este foarte importantă și vrea cu tot din adinsul, atunci îl atenționează pe secretar, doamnă, părerea mea vreau să fie consemnată ca atare. Exact, da. Și atunci trebuie să scriu cu virgulă și cu tot ce a spus domnul consilier. Bun. Chiar dacă-s prostii. Domnule, sunt și le asumă fiecare. Ce? Da? Exact. Deci, na, eu ce să zic altceva. Proces verbal încheiat astăzi 24.06.2019 în ședința ordinară a Consiliului Local Paraba, consilier prezenț 11 din 13. Secretarul a dat citire procesului verbal la ședința anterioară, care a fost adoptat cu unanimitate de votul. Domnul președinte de ședință a dat citire ordine de zi, care a fost aprobată în unanimitate și a fost suplimentată urmea de zi cu un nou proiect de hotărâre. Aici am dat citire ordinii de zi. Domnul primar a dat citire expunere de motive și proiectul de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință. Domnul Mediu Vasile l-a propus pe domnul Blaga Daniel, care a fost ales în unanimitate de votul. Secretarul OAT a mulțumit pentru colaborarea domnului Tomozei Ioan și a urat succes domnului consilier Blaga Daniel. Domnul primar a dat citire expunere de motive și proiectului de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul asociației de dezvoltare intercomunitare pentru salubrizare Bacău, care a fost adoptat cu unanimitate de votul. Domnul primar a dat citire expunere de motive și proiectului de hotărâre privind aprobarea postului lunar pentru întreținerea persoanei cu handicap Pătru Ion, care a fost aprobat cu unanimitate de votul. Domnul primar a dat citire expunere de motive și proiectului de hotărâre privind rectificare bugetară, care a fost adoptat cu unanimitate de voturi și a dat citire expunerii de motive și proiectului de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale COTS MIS 2014. Proiectul a fost votat cu unanimitate de voturi. Secretarul a dat citire raportului întocmit de către compartimentul de asistență socială cu privire la situația domnului Popa Ioan. Cu privire la această speță s-a exprimat și doamna Elena Chifane, care are atribuții în domeniul asistenței sociale. Acest raport a fost solicitat de către domnul consilier în cadrul ședinței ordinare
corespunzătoare lunii mai. Doamna Lepădat Maria, referent în cadrul compartimentului taxe și impozite din cadrul primăriei comunei Parava, a prezentat situația datornicilor ce înregistrate de vizite normale de 500 de lei și măsurile întreprinse pentru recuperarea acestora. Domnii consilieri au solicitat ca numele rău platnicilor să fie făcute publice, iar secretarul UAD a promis că se va interesa în ce măsură această decizie încalcă prevederile legale cu privire la protejarea datelor personale. Fac paranteză, m-am interesat, nu putem. Singura modalitate, singura modalitate prin care am putea pune pe internet numele, prenumele persoanei respective cu datoria cu care figurează, ar fi ca modalitate de citare, înțelegeți? Dar ca să ajung la asta, trebuie să fac alte proceduri prin care să dovedesc că nu l-am putut cita și de-aia am ajuns să-l citesc pe internet. Ca și... legal. Poftim? Nu avem cadrul legal. Exact, n-am cadrul legal pentru că am putea risca să fim amendați pentru că facem lucrul acesta. Și procese, evident. Și amende și procese. Așa, și nu pot, m-am interesat în față. Deci am avut un film. Punem de la mărbătem amenda, dar e spune. Da. Știu că n-a avut public astăzi, dar... Ca să vadă comunitatea ce fenomene are. Dar rost, nu își pune mână de la mână pentru a încărca legea. Nu, deci Ana tocmai și-a încasat pe chestia asta. Secretarul OAT a prezentat rapoartele de activitate ale domnului consilier Braga Daniel, Chiribașa Marcel, Ciubotaru Constantin și Panainte Ioan. Domnul viceprimar a prezentat situația lucrărilor efectuate cu beneficiarii BMC la nivelul comunei. Domnul președinte de ședință, mulțumim pentru participare. Completăm ceva? Nimic. Nu. Vă rog să puneți la vot. Asta este acum trebuie să iau... Să punem la vot, așa, deci, procesul verbal de la ședința anterioară. Care este pentru, care se împotrivă? Unanimitate toată lumea? Da. În afară de mine, pentru că am participat la ședință și nu... Și să vă abțineți. La fel și eu am participat. 11. Deci 11 voturi. Da. 11 cu Florin. 11. Și Sudice. Și Sudice. Ah, deci 11 voturi. Așa. Florin și Sudice. Și Sudice. Bun, continuați. Da, dăm citire ordinii zi, da? Da. Așa. Deci, începem desigur, da? Deci, ordinea de zi, ședința Consiliului Local cu Parabola de 4, din data 24.06.2019. Așa, ai trecut aici, așa. Așa s-a trecut? Da. Așa. Da. Da. Consiliul Local al Comunei Parava, județul Bacău, este convocat în ședință ordinară pentru data de 24.07.2019, ora 10, la sediul primăriei Comunei Parava, cu următoarea ordine de zi. Desemnarea unui reprezentant de rezerva adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău din partea Unității Administrative Teritoriale Parava, inițiator primar de Costel. Dăm citire la tot. Nu, dai cuvântul la primul proiect. Da. Da. Aprobarea executivului bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Parava și a bugetului activității finanțe din venituri proprii aferente trimestrului 2 a anului 2019, inițiator primar Tudor Costel. Proiectul numărul 3. Achiziția unui serviciu de asistență și reprezentare juridică, inițiator primar Tudor Costel. Proiectul numărul 4. Rectificare bugetară, inițiator primar Tudor Costel. Proiectul numărul 5. Aprobarea unui regulament de aplicare a unei taxe speciale pentru oficierea căsătoriei în afara sediului primăriei Comunei Parava. Inițiator primar de Costel. Proiectul numărul 6, aprobarea indicatorului tehnico-economic din proiectul extinderea sistemului de canalizare comună Parava județul Bacău, inițiator primar de Costel. Proiectul numărul 7, modificarea HCL numărul 4/2019 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Comunei Parava județul Bacău, inițiator primar de Costel. Proiect numărul 8, aprobarea procedurii de executare silită a creanțelor fiscale restante datorate bugetului local al Comunei Parava, inițiator primar de Costel.
La ultimul e cu indivizii, nu? Care au de plătit. Așa. Aveți cuvântul de primar. Nu, să punem la vot. Să punem la vot că părțiți corpul. Unanimitate de vot. Bun, acum am văzut, da? Mulțumesc. Dispune de motive la proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant de rezervă al adunării generale al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Sărăbdare Bacău din partea Unității Administrative Teritoriale Parabărtății Bacău. ADIS Bacău are ca scop înființarea, exploatarea și monitorizarea în comun a serviciilor de sărăbdare pe raza de competență a Unităților Administrative Teritoriale membre, precum și realizarea în comun a proiectului sistem de management integrat al deșeurilor solide din județul Bacău. Urmarea adresei numărul 2255 din 11.06.2019, transmisă de către ADIS Bacău, registrată la Primăria Comunei Paraba, sub numărul 3127 din 0307-2019, privind propunerea desemnării unui reprezentant de rezervă în adunarea generală a asociației. Având în vedere statutul Asociației de Dezvoltare de Comunitară pentru Salubrizare Bacău, luând în considerare obligativitatea întâlnirii anuale a adunării generale a asociației, având în vedere rolul pe care îl are Comuna Paraba în ceea ce privește atribuțiile asociației pentru pregătirea și aprobarea strategiei de dezvoltare într-o concepție unitară a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de utilități publice existente, a programelor de înființare a unor noi sisteme, precum și programele de protecție a mediului, conform de legea 51/2006 privind serviciile comunitare de unități publice cu modificări și completări ulterioare și de articolul 16.3 litera din statutul asociației. Supune spre aprobare proiectul de hotărâre prin desemnarea unui reprezentant de rezervă a adunării ADIS pentru salubrizare Bacău din partea Unității Administrative Teritoriale din județul Bacău. Proiectul de hotărâre prin desemnarea unui reprezentant de rezervă a adunării generale al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău din partea Unității Administrative Teritoriale Paraba, Consiliul Local al Comunii Paraba, județul Bacău, întrunită ședință ordinară în data de 24.07.2019. Luând în considerare prevederile ordonanței Guvernului numărul 26 din 2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, ale legii cadru de a descentralizării numărul 195 din 2006, ale legii numărul 51 din 2006 privind serviciile comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare, ale legii serviciilor de salubrizare a localităților numărul 101 din 2006 cu modificările și completările ulterioare, având în vedere adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, numărul 2255 din 11.06.2019, înregistrată sub numărul de 3127 din 0307-2019, văzând capitolul 5, articolul 14, alineatul 1.3 din statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, având în vedere capitolul 4, articolul 10, litera B și articolul 11, litera D din statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, văzând dispunerea de motive a primarului Comunii Paraba, numărul 114 din 0407-2019, raportul compartimentului de specialitate precum și rapoartele Comisiei de Specialitate ale Consiliului Local Paraba și în intermediul articolului 129, alineatul 7, litera N, alineatul 9 și articolul 132 din 9G, numărul 57-2019, privind codul administrativ, hotărăște. Articolul 1. Se desemnează în calitate de reprezentant de rezervă al adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Sărăbdare Bacău din partea Comunii Paraba, domnul Lichim Ion, viceprimar, titular al cărții de identitate seria 10, numărul 3.12.668, eliberat de SPCLP Răcăciun, la data de 20.02.2008. Articolul 2. Persoana desemnată ca reprezentant de rezervă la articolul 1 este împuternicită să voteze în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare proiectele de hotărâri inițiate de asociație, numele și pentru Comuna Paraba, inclusiv aprobarea anuală a bugetului de venituri și cheltuieli, precum și aprobarea anuală a cotizației la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Articolul 3. Prezenta hotărârii se va comunica în condițiile legii instituției proiectul județul Bacău, ADIS Bacău și persoane desemnate. În ultimul timp a fost nevoie de multe ședințe AGA ADIS. Nefiind prezență, neavând forum, a trebuit să fie repetat. Unele abstenții erau motivate de genul că primarul era în concediu, că primarul era plecat, nu știu, cu alte treburi, sau, mă rog, absent nemotivat, și atunci s-au gândit de că ar fi bine ca să fie și o rezervă în cazul în care persoana desemnată, în cazul nostru, primarul, nu este în localitate, este prins cu alte treburi, să meargă persoana de rezervă. Ne-am gândit la domnul Vici, pentru că e activ, e în cadrul primăriei, știe despre ce este vorba, discutăm înainte de a pleca la ședință, discutăm după ședință,
o întrebare, se poate? Da. Dacă domnul viceprimar vă ține locul într-o dispoziție, presupun, în ceea ce trebuie dumneavoastră să reprezentați, nu era de la sine, adică mai era nevoie de... Nu, am întrebarea, că era nevoie de... Nu, pentru că și eu am fost desemnat tot prin mandat de consiliu. Așa, adică... Adică nu e obligatoriu să meargă domnul vice, poate să meargă și un consiliu local, poate să meargă și un alt funcționar de mijlocie. Dar numai desemnat numai prin mandat de consiliu. Funcția de viceprimar, cam asta este, nu? Nu, pentru că și eu am fost delegat, repet, și eu am fost delegat să reprezint comuna prin mandat de consiliu. Am înțeles, ok. Da. Deci încetăm ce Deci în direct pe de hotărâri la execuție, da? Da. Păi mult și grup de citim. Proiect de hotărâri venind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuielor Comunei Parava, a bugetului activității finanțate din venituri propriu aferent de trimestrul 2 al anului 2019. Acel local Parava, județul Bacău, având de vedere, prevederile secțiunii 4, articolul 49 al 12 din legea numărul 273 din 2006, analizând expunerea de motive a primarului Comunei Parava, raportul domnului contabil digital Iuliana din cadrul aparatului de specialitate din scoarnea primarului Comunei Parava, de Bacău. Avizul Comisiei pentru Programe de Dezvoltare Economică, Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Prevenția Mediului, Servicii și Comerț și în temeiul prevederii articolului 49 al 12 din legea numărul 273 din 2006 prin finanțele publice, locale hotărăște. Articolul 1. Se aprobă execuția bugetară privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Parava, ce a bugetului activității finanțate de venituri proprii la nivelul semestrului 2 anului 2019, așa cum este prevăzut în anexa numărul 1. Articolul 2. Anexa numărul 1 face parte integrată de prezenta hotărârii. Articolul 3. Prin grijă secretarului Comunei Parava, județul Bacău, prezenta hotărârii va fi adusă la cunoștință publică și va fi comunicată. Deci, județul Bacău, primarul Comunei Parava și compartimentul de specialitate. Aveți anexa față? Da, lipsa ceva de aia. Da, lipsește. 34, 27, 34. Deci când începe un spunț. Da, da. Da? Da. Total venituri, revenderi, 3.013,21. Încasări realizate, 3.480,76. Secțiunea funcționare totală, 2.256,40, 2.210,62. Din care impozit pe venit din transfer proprietăți. Prevăzut 1.66, realizat 1.02. Cote defalcate din impozitul pe venit. Prevăzut 83, realizat 76.64. Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale. Prevăzut 176.50, realizat 187.45. Sume repartizate din fondul la dispoziția Consiliului Județean. Prevăzut 124,50, realizat 62,54. Impozit pe clădiri de la persoane fizice. Prevăzut 32,50, realizat 29,46. Impozit pe clădiri de la persoane juridice. Prevăzut 15, realizat 14,91. Impozit pe teren de la persoane fizice. Prevăzut 55,50, realizat 53,08. Impozit pe teren de la persoane juridice. Prevăzut 0,50, realizat 0,51. Impozit pe teren în Stramilan, prevăzut 62, realizat 66,25. Taxe judiciare de titlu, prevăzut 00, realizat 0,39. Alte impozite și taxe de proprietate, prevăzut 15, realizat 2,86. Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli decentralizate comunii, prevăzut 182, realizat 96. Sume defalcate din TVA pentru drumuri, prevăzut 60, realizat 60.
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale. Prevăzut 1334, realizat 1334. Taxe utilizării 0000. Impozit de mijloace transport persoane fizice. Prevăzut 39, realizat 31,63. Impozit de mijloace transport persoane juridice. Prevăzut 37, realizat 33,72. Taxe autorizații funcționale. Prevăzut 3, realizat 0,86. Alte taxe pentru utilizarea bonului. Prevăzut 570, realizat 3,22. Alte impozite și taxe. Prevăzut 00, realizat 1,46. Venituri din concesiuni. Prevăzut 12, realizat 10,03. Alte venituri pe proprietate 0,000. Venituri din prestări servicii. Prevăzut 00, realizat 0,02. Taxe extrajudiciare de timbru. Prevăzut 00, realizat 00. Venituri din amenzi. Prevăzut 22, realizat 21,99. Alte amenzi și penalități. Prevăzut 14, realizat 6,66. Taxe speciale. Prevăzut 119,50, realizat 106,78. Sume de finanțare are o precedent, 0000. Alte venituri 0000. Donații și sponsorizări 0000. Vărsăminte din secțiunea funcționare pentru secțiunea dezvoltare, prevăzut minus 147,30, realizat 00. Subvenții de stat ajutoare pentru concesia locuinței, prevăzut 10, realizat 2,66. Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă a secțiunii de funcționare, prevăzut 00, realizat 00. Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrării de înregistrare sistematică din cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, prevăzut 00, realizat 00. Suma de dezvoltare total, prevăzut 756,81, realizat 1270,14. Venituri din valoarea unor buni, 0000. Sume primite din finanțare PNDL, prevăzut 202,53, realizat 202,52. Bărsăminte din secțiunea funcționare, realizat 202, prevăzut 221,66, realizat 00. Sume din excedentul bugetului în secțiunea dezvoltare, prevăzut 00, realizat 735,0. AFIR, prevăzut 82,96, realizat 82,96. PADER, prevăzut 249,66, realizat 249,66. Total cheltuiel 3.748,91, prevăzut, realizat 2.770,50. Secțiunea funcționare total. 2.256,40, realizat 1.561,36. Din care autorități executive, prevăzut 958,70, cheltuie 788,25. Cheltuiel de personal, 777,20, cheltuie 672,07. Bunuri și servicii, prevăzut 181,50, cheltuie 116,80. Sume recuperate în anii precedenți, 00. Transferuri de instituții publice, ocrotiri, cele de ocrotire socială, prevăzut 17, realizat 18,15. Protecție civilă. Prevăzut 43,50, realizat 28,98. Din care bunuri și servicii, prevăzut 43,50, realizat 28,98. Învățământ. Prevăzut 198, realizat 39,21. Din care bunuri și servicii 168,50, prevăzut 27,27, realizat. Tichete sociale, grădiniță și CES. Prevăzut 19,50, realizat 6,04. Burse, prevăzut 10, realizat 5. Cultură, recreere și religie, prevăzut 43,70, realizat 32,95. Din care, cheltuielile de personal, prevăzut 32,70, realizat 27,54. Bonuri și servicii, prevăzut 1, realizat 0,43. Transferuri, prevăzut 10, realizat 4,97. Asistența socială. Prevăzut 525, prevăzut 525, realizat 417,06, din care cheltuielile de personal prevăzut 243, realizat 199,58. Cheltuielile materiale prevăzut 450, realizat 00. Ajutoare sociale încălzite, indemnizații persoane cu handicap.
prevăzut 277,50, realizat 277,72. Sume recuperate din anii precedenți, prevăzut 0,0, realizat 0,23. Servicii și dezvoltare publică. Prevăzut 242,50, realizat 112,43, din care cheltuielile personal 75,65, realizat 53,56. Bunuri și servicii, prevăzut 166,85, realizat 58,87. Protecția mediului, prevăzut 168,0, realizat 107,67. Transportul, prevăzut 60, realizat 26,67. Secțiunea dezvoltare total, prevăzut 1491,81, realizat 1209,14. Din care autorități executive, prevăzut 670, realizat 662,49. Învățământ, prevăzut 297,81, realizat 278,12. Active fixe, prevăzut 217,53, realizat 210,61. Finanțare externă after school, prevăzut 80,28, realizat 67,51. Cultură de creiere și religie, prevăzut 20, realizat 0,0. Locuințe, servicii și dezvoltare publică, prevăzut 10, realizat 0,0. Protecția mediului, prevăzut 194, realizat 1. Transportul, prevăzut 300, realizat 257,54. Precedent, total venituri, minus 735. Prevăzut, realizat 710,25. Da, din păcate, deja la contat de ministri, da, dacă aveți ceva în nelămuriri, mi le notez undeva și îi vine de... Da, la cultură, recreere și religii, prevăzut 20.000, realizat 0,0. Spuneți banii care au fost dați câte și nu au fost cheltuiți sau... Unde, la care? La care? La 87. Pe final. Banii care le-ați dat la preu și nu s-au cheltuit. N-ai cheltuit, banii am fost. Pe ce nu i-au cheltuit? Bine, sunt curs de ele. Nu am apucat. De bine și când i-au primit. V-au spus că se fac construcțiile. Ei nu primesc banii. Ei s-apuc când fac procedura. De când erau prevăzuți, de ce trimesc? Asta au ținut la plată ei, domnarea contabilă, să vadă ce trimesc, cât trimesc să le facem plățile. Asta. Și fizic încep acum la TEIU și la vreți să știți ca informare lucrarea cea de extinderea raznicarului. Probabil că în perioada următoare se vor pune și banii acolo. Domnul primar, dar la mănăstirii trebuie să le dăm. Nu v-ați scris la cuvânt. Domnul Tomozei. La diverse discutăm. Discutăm pe execuția bugetară. Să puneți la vot proiectul de hotărâre. Să puneți la vot proiectul. Asta cu execuția bugetară, da. Mai aveți ceva de spus, de obiectat, la tema acestui proiect? Nu? Deci să punem la vot, da? Care este pentru, care este împotrivă? Unanimitate. Unanimitate. Dăm citire proiectul numărul 2, da? Da. 3. Dispune de motive în faza proiectului de hotărâre privind achiziția unui serviciu de asistență și reprezentare juridică. Primarul Comunii Paragul de Bacău, având în vedere prevederea articolului 1 aliatul 2 litera B din OUE, numărul 26 din 2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completarea unor acte normative, analizând raportul Bolba Melina Maria, secretară al Primăriei Comunei Paraba de Bacău, datorită numărului mare de procese de tot felul în care este angajată Primăria Comunei Paraba, este imperios necesar contractarea unor servicii de avocatură care să reprezinte interesele noastre, fără a fi nevoie să se supună aprobării Consiliului Local pentru fiecare cauză în parte. În temeiul prevederilor articolului 45 aliniatul 1 și colaborat cu prevederea articolului 115 aliniatul 1 litera B din Legea Administrației Publice Locale 2015 din 2001, republicată cu modificări și completări ulterioare. Uitați-vă la data la care este făcut. Nu e intrat în vigoare cu acest timp și din cauza asta am văzut că există mai departe. Înțelegeți?
Propun aprobarea proiectului de hotărâre achiziția unui serviciu de asistență și reprezentare juridică față de cele prezentate. Vă rog analiza și aproba prezentul hotărârii. Proiect de hotărâre privind achiziția unui serviciu de asistență și reprezentare juridică Consiliul Local Comun Apărarea Județul Bacău, având în vedere prevederile articolului 1 aliatul 2 din ordonanța de urgență a Guvernului număr 26 din 2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinii financiare și de modificare și completare a unor acte normative, analizând dispunerile motive a primarului, raportul doamnei Olban Irma Maria, secretarul OAT Comun Apărarea Județul Bacău, avizul favorabil al Comisiei de Specialitate și în temeiul prevederilor articolului 109 aliatul 3 din ordonanța de urgență a Guvernului număr 57 din 2019 privind codul administrativ, hotărăște. Articolul 1. Aprobarea achiziției unui serviciu de asistență juridică și reprezentare a justiției și apărării intereselor unității administrative teritoriale Comuna Parava, Primăria Comunei Parava, Consiliul Local al Comunei Parava, Comisia Locală de Fond Funcțional Parava, în procesele cu care acestea sunt parte aflate pe rolul instanțelor judecată. Articolul 2. Se aprobă în puternicirea primarului Comunei Parava, Județul Bacău, domnul Nedi Costel, pentru a semna contractul de asistență juridică și reprezentare în instanța Primăriei Comunei Parava, Județul Bacău, eventualele acte adicionale, împuternicirea avocațială, precum și orice act procedural ar fi necesar de luat în legătură cu obiectul acțiunii ce se va formula. Articolul 3. Permiterea secretarului Comunei Parava, prezentă hotărâre, va fi adusă la conștiință publică și va fi comunicată. Știți că revistul județul Bacău, primarul Comunei Parava și compartimentul de specialitate. Deci, domnul secretar, vă pot da explicație. Da, am și citit raportul meu, că v-am primit și raportul. Da, în raport menționați că Consiliul Local, într-un număr de aproximativ 10 specii, este acționat în instanță, nu? Da. Am vrea să știm și nu acum, până la ședința următoare, care sunt spețiile alea. Pe marea majoritate sunt pe uzul camiune, înțelegeți, și atunci obligatoriu ne întâlnești pe noi judecată. Asta și celelalte sunt pe fond funciar. Rectificare, titlul de proprietate, eu știu, omul nemulțumit, dar urmează să fim dați în judecată pentru că eu văd ce oameni vin. Acum, o să vă explic. Omul vine și spune, o să vă dau în judecată. Eu trebuie să iau în considerare că îmi spune adevărul. Poate omul se răzgândește de timp, eu n-am de unde să știu. Dar trebuie să mă asigur că suntem pregătiți în cazul în care într-adevăr, suntem acționați în judecată, că putem face față. De cele mai multe omul se răzgândește pentru că îi demonstrez deja. Uite, domnule, nu pot să fac acest lucru din datorită faptului că legea îmi spune în felul ăsta. Dar unii chiar nu cred și atunci te dau în judecată. Deci, în acest moment, avem cel puțin 10 speții. Am spus 10 speții așa, modogroso, știți? Dar sunt mai multe speții, de fapt. Așa. Cel mai controversat este cu domnul Lepădaru. Acolo chiar e o problemă. Pentru că se fac rapoarte de expertiză, la rapoarte și tot așa. Deci rapoarte, la rapoarte, la rapoarte. Ana, domnul Jean. Lepădaru... Ioan. Ceva de genul acesta, da. Așa. Adică, din ce am văzut eu, pentru că eu sunt obligată să apăr interesul OAT-ului, sumele pe care dumnealui le pretinde mi se par mult exagerate. Și atunci, obligația mea este să fac în așa fel încât, dacă va fi nevoie să dăm, eu știu, ceva de spotubit, să nu se ridice la acel cuantum, pentru că se par foarte mic, sunt mari, mi se par mare cuantumul respectiv. Așa, deci. Ce ar mai fi? Cam asta ar fi. Urmează, dar trebuie să vorbesc din nou cu colegul meu, domnul Ghiniță Marius, speța camerelor de supraveghere. Înțelegeți? O divers urma ca să discutăm. Eram convinsă că se va aduce pe ordine zi și aceasta. Colegul meu mi-a adus dosarul să mă uit pe el din punct de vedere juridic, pentru că luăm în calcul rezilierea contractului. Problema este că rezilierea contractului trebuie să fie de acord și partea cealaltă. Ori dacă nu vor fi de acord, exact, ajungem la instanță și trebuie să cerem daune interese. Din punctul meu de vedere chiar trebuie cerem daune interese. Așa, din nou avocați și toate astea, tot ne trebuie. Eu acolo chiar văd caz de proces
în proporție de 70%, pentru că din ce am discutat cu colegul meu, partea contractată cam încearcă să amâne. Mai dați păi au amânat jumătatea deja. Da, practic, mai dați-ne o săptămână, mai nu știu ce, mai copii, mai coplesni. Așa, și în cazul ăsta eu o să le fac probabil săptămâna viitoare, cred. Așa, dacă nu-și respectă obligația pe care și-au luat-o, pentru că au cerut acum în termen de 2 săptămâni, dacă nu înșel, sau o săptămână, o să treacă și termenul ăsta și dacă nu-și respectă pentru a nu știu câta oară promisiunea, o să fac notificare de reziliere a contractului și le solicit daune interese în funcție. Trebuie să mă consult cu colegul meu să vedem exact ce și cum. Mă refer la cuantum. Așa. Sunt mai mult ca sigură că nu vor accepta. Și atunci trebuie automat să-i acționăm în instanță. Și trebuie să fim din nou pregătiți pe chestia asta. Mă, nu mai știu. Vom vedea. Dar ideea este că un serviciu de asistență juridică trebuie încheiat preventiv, nu știu cum să vă spun, nu neapărat că ai sau nu ai spețe, pentru că speța îți poate veni peste noapte, n-ai de unde să știi, într-un final. Adică va fi medic de acțiuni. Da, dar sursa de finanțare? Avem fost oprit. Păi altfel erau prevăzut ceva. Adică nu mi-aș permite să pun un proiect de ordine de zi pe asta fără să am sursă de finanțare. Clar, asta nu aș face. Ar fi și ilegal, da. Și plata se va face cu un domn primar, pe acțiune. Deci în funcție da, de... Da. Pe număr de ore lucrate. Nu, dacă nu. Deci pe număr de ore lucrate, practic. Da. Oricare. Când îi reprezintă. Da. Să fim acoperiți. Da. Dacă vă veniți discute despre camere, eu am discutat telefonic, vii încerc să discut de 2 ori pe săptămână, tot timpul îmi spune că știți că am făcut returul și așteptăm să vină camerele, nu știu, din vreo țară asiatică. Și ne vine foarte greu, de atunci veneau și dacă mergeam cu bicicleta până acolo. Dar săptămâna asta, deci săptămâna asta este... Dar aia de la Teiuș s-a pus ca aia, nu trebuie să iei simplu, e una de asta normal. Nu mai știu ce s-a întâmplat la Teiuș, știu că a fost Marius cu... Au fost cu ei într-o zi la Rădoaia și la Teiuș. Chiar ați mai mai vreau suplimentarea camerelor, ceea ce a făcut bine, dar bine că l-am mai făcut totul. Camerele astea care le-am zis băieți să citească numerele pe timp de noapte, ele au avut o problemă, au recunoscut-o și ei acum vor cu niște camere, spune, mult mai performante și durează foarte mult achiziția până ajung la ei. Să fie bine, am zis că astăzi este ultima săptămână în care le-am mai dat... De săptămâna viitoare, trecem la acțiune. Haideți să-mi spune. Ia sunat așa, înainte de a fi inginer și nu-i răspuns. Deci, mai, pe lângă faptul că le-o fi vindeți, eu cam de acolo dau și dovadă de neseriozitate. Bine. Ca să nu-i mai plătim, nu? Nu ești o luat bani, n-ai ce să mai plătești. Nu, nu, de asta e ideea e că noi plătim și un abonament pentru camerele ca să... Și degeaba, acolo puteam să cerem dispozibil în perioada asta. I-au fost notificați în timp, adică nu mai funcționează, ca să avem dovadă. Și să avem dovadă când cerem. Tot Marius îmi spune că ar trebui să facem cumva o intervenție la furnizorul de internet, că... Viteza mică și ar trebui mai îmbunătățit. Spune că camerele astea sunt mai consumatoare decât cele normale și e posibil ca să nu avem informația chiar atât de clară. La care camere? Când la asta care trebuie să vină. Care trebuie să vină. Să vină întâi, după aia. Până vin... Da. Da, să vină. Poate totuși le primesc săptămâna asta, vin și montează. Ei, dar dacă noi începem procedura, poate încep și ei să urgenteze, dacă văd că... V-am spus săptămâna viitoare, în funcție de cum vorbesc cu colegul meu, să vedem ce corespondență a portat el cu ei, le fac notificare, da, în da. Vederea, pentru că așa spune și legea, da, am făcut o notificare în vederea rezilierii contractului și în funcție de răspunsul lor, atunci vom ști ce și cum. Poate există posibilitatea, în momentul în care dăm notificarea, chiar să treacă la treabă, să-și îndeplinească atribuțiile contractuale și să nu avem ce comenta, sau da. Să spună nu suntem de, da, suntem de acord, că plătim tot, există și această posibilitate, sau să spună noi nu suntem de acord, și atunci trebuie să mergem la instanță, obligatoriu.
Este că procedura asta trebuie începută ca să îi determine pe ei să facă cum. Da, noi banii i-am dat și nerespectarea obligațiilor contractuale să ne aducă și la urmă. Ei poate așteaptă ca să treacă termenul de garanție. E bravo, chiar dacă trece termenul. Iar cum au fost notificați în perioada? Exact, asta vreau să spun. Chiar dacă ar trece termenul de garanție, ne fiind notificați înăuntru termenului de garanție, nu. Nu curge prescripția. Ai vorba de proces verbal la recepția finală. Corect. Bine. Tot ce mai departe. Supunem la vot. Da. Supunem la vot proiectul nostru. Care este pentru, care este împotrivă. Un an dat pe votul. Dăm citire proiectul numărul 4. Aveți cum vă rog. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Parava. Consiliul Local al Comunei Parava, județul Bacău. Având în vedere legea numărul 2 din 2018 privind bugetul local de stat pe anul 2018, se vede articolul 49 din legea numărul 273 din 2006, republicată privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, se vede articolul 129 aliatul 4 litera din ordonanța de urgență a guvernului numărul 57 din 2019 cu privire la codul administrativ, examinând raportul domnișoarei Jitaru Iuliana Contabil din cadrul primăriei Comunei Parava, prin care se solicită ridicarea bugetului local, expune de motive primarul Comunei Parava, județul Bacău, în temeiul prevederii articolul 129 aliatul 4 litera, articolul 139 aliatul 3 litera din nou donanța de urgență a guvernului numărul 57 din 2019 cu privire la codul administrativ, hotărăște. Articolul 1. Se aprobă ridicarea bugetului local al Comunei Parava, județul Bacău, conform anexei 1, ce face parte integrată din prezenta hotărâre. Articolul 2. Se modifică lista obiectivelor de investiții pentru anul 2019 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local sub SA pentru Comuna Parava, județul Bacău, conform anexei numărul 2, ce face parte din prezenta hotărâre. Articolul 3. Conducerea la îndeplinirea prevederii prezentei hotărâri răspunde domnul Deniu Costel, primarul Comunei Parava, împreună cu compartimentele de specialitate, prin grijă secretarului Comunei Parava, prezenta hotărârii va fi adusă la cunoștință publică și va fi comunicată întâi prefectul județul Bacău, trezoria Bacău, primarul Comunei Parava și compartimentul de contabilitate. Anexa numărul 1. La partea de venituri se modifică astfel. Băsământe din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local, capitolul 370203, se suplimentează cu suma de 127,3 000 lei. Băsământe din secțiunea de funcționare, capitolul 370204, se diminuează cu suma de 127,3 000 lei. Sume defalcate din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, capitolul 40.14.00, în sumă de 29.000 lei. Taxe speciale, capitolul 360206, se suplimentează cu suma de 14.070 lei. La partea de cheltuieli se modifică prin creditele astfel. Pentru secțiunea funcționarii, capitolul 51, titlul 20, se suplimentează cu suma de 142.000 lei pentru plata scrisorii de garanție. Deci aici era problema? Da. Da? Și mai departe. Capitolul 68.15, titlul 85, ajutor social, sume plătite din anii precedenți și recuperate în anul curent se diminuează cu suma de 0,232.000 lei. Vreo problemă până aici? Bun. Pentru secțiunea dezvoltare. Capitolul 51, titlul 71. Achiziție camion, atașamente se diminuează cu suma de 7.000 lei. Capitolul 65, titlul 71, reabilitare și modernizare școlii gimnaziale Parava se diminuează cu suma de 6,8 lei. Capitolul 65-50, titlul 71, amenajare grup sanitar școala gimnazială Rădoaia, Comuna Parava, județul Bacău, se suplimentează cu suma de 74,8 lei. Capitolul 34, titlul 71, extindere, canalizare, extindere și modernizare, deci 109 km, 3+500 la km, 4+500, localitatea Teiuș, se diminuează cu suma de 32.000 lei. Capitolul 84, programe FAD, modernizare drum comunal de C109B, kilometru 0 la 3+200, Comuna Parava, județul Bacău, se diminuează cu suma de 142.000 lei, dintr-o eroare s-a încadrat în capitolul bugetar greșit. Ei, da? Deci, aia care trebuia să-i dăm la fondul de garantare, nu dă mai mult. Nu, am dat mai mult. Nu, i-am dus într-un alt cont. Într-un alt cont din care nu s-a putut de la aspectele. A fost de anul trecut, nu, a fost în ședința anterioară. Nu, am votat noi, dar... Da.
Păi mai pățit treaba asta. Vira bani și s-a dus în Alcon, dar ei. Da. Nu era bani. E vechi. Da, s-a dus. Da. Printr-o hotărâre de guvern, hotărârea de guvern numărul 363 din 2019, la solicitarea mai multor primării, primari și a inspectoratului școlar pentru crearea condițiilor în școli, în ce privește grupurile sanitare interioare, am primit, sau vom primi, 74.000 de lei pentru amenajarea grupului sanitar la Rădoaia. De când a venit târtia, tot am mers pe varianta că dacă putem reabilita acel, nu reabilita, finaliza acel grup sanitar construit în 2006, parcă, am discutat la inspectoratul școlar, nimeni nu știa, am discutat pe la Ministerul Dezvoltării, zic, noi nu știm încă, noi suntem încă axați pe PNDL, pe la Ministerul Învățământului, prin noi doar am centralizat informațiile din teritoriu cu școlile care nu au grup sanitar. În sfârșit, săptămâna trecută, după discuții de la cele două ministere, mi s-a spus că nu se discută decât grup sanitar în interiorul școlii, adică ceva gen Parava. Am fost la școala Parava, m-am întâlnit în jurul Rădoaia, m-am întâlnit în jurul ei, nu prea ar fi acolo un spațiu în care să pot să extins școala prin construirea acestui grup sanitar. În interiorul clasă mai liberă, nu? În afară de asta, școala Rădoaia funcționează două corpi. Deci, în cazul ăsta, faci un grup sanitar în interior doar pentru un corp. Celălalt corp, copiii sunt nevoiți. Da. Tot să prinde pe oameni. Din discuția cu conducerea școlii, corpul 2 nu a funcționat anul școlar trecut. Din cauza lipsei de copii. Am mers acolo împreună cu un arhitect, ne-am orientat la școală, asta înseamnă că ar trebui să sacrificăm o sală de clasă. Sală de clasă, prea multe, nu are școala aia de sacrificat. Și atunci ne-am gândit să sacrificăm cancelarea și alături de cancelare este o sală micuță, da, care a fost o sală de grădiniță. Și atunci are și lejer două grupuri sanitare pentru fete băieți, cadru, cadre didactice și chiar persoane cu handicap. Deci chiar îți dă voie în spațiul de acolo. Am făcut o evaluare cu un arhitect, deci valoarea ar fi undeva ies la 90.169. În notarea de guvern spune că ăștia sunt banii care ne vor aloca de la Ministerul Dezvoltării, iar lucrări suplimentare pentru cheltuieli suplimentare sau cheltuieli mai mari, nu avem decât să punem de la bugetul local. Am strâns-o la maxim, așa, să vedem ce se poate face de banii ăștia. Problema e că instalația electrică în școală e terminată. Deci trebuie făcută instalație electrică. Bun. De ce facem instalație electrică? Normativul spune că dacă facem grup sanitar, trebuie să fie apă caldă, apă rece. Obligatoriu să trebuiască să adiționeze un boiler. Un boiler, nu știu de ce volum, dar trebuie să trebuiască un boiler care să asigure apa caldă. La centrală nu se poate. Nu știu dacă se poate. Centrala aia și așa eu consider că e subdimensionată. Dar nu, de fapt, dar nu funcționează. De fapt, ăla oricum nu funcționa când de nou. Corpul din spate nu a funcționat. Pentru că dacă nu mai funcționează, la atât. Trebuie modificat și instalația termică. În zona aia, în toată școala. Și o ajung la valoarea asta. Și am zis, dacă vrem să o facem, am discutat la instituția prefectului, legătura noastră cu Ministerul Dezvoltării, dacă vrem să o facem, să ne mișcăm repede, dacă astăzi am aprobat-o, astăzi trecem la achiziție directă, că la 1 septembrie, la 15 septembrie, copiii care au intrat în școală să aibă deja grupul sanitar. Da, acolo mai sunt copii? Sunt, nu? Sunt, da, rețeaua școlară, am aprobat-o. 5 copii, 10 copii. Știți că n-am aprobat, mai vreau să întreb cu Șani. Pentru că acum am în față o adresă din care mi-o trimite de la inspectoratul școlar. Dacă nu avem nevoie acolo să renunțăm, sau dacă nu se identificăm o altă școală. Eu sunt acum pe momentul în care aș vrea să le cer cumva o părere, dacă aș putea să cer și pentru școala Drăgușani. Deci în școala Drăgușani... Dar e scoasă din... Era da, bună, e scoasă pentru anul școlar? Nu, e pentru anul ăsta, nu. Pentru anul ăsta, nu? Nu-i scoasă. Pentru anul cu el. La anul, dacă s-au mulțit copiii... Dar tot așa. Da, o scoată aia cu filmare de multă. Da, știu. Știu, dar dacă se poate... Eu nu
Nu sunt copii, da. Dacă ar fi, normal, poate să funcționeze oricum. Bine, ce cum de la... Și atât, nu s-a abstrut, că nu mai sunt dacă nu știu. Da, asta e, dacă nu... Și la Rădoaia s-a scăde copii. Da, nu mai sunt. Păi, dar doi sunt în scăderii copiii, pentru că din cauza asta nu a funcționat corpul, nu, corpul B, dacă putem spune așa, fiind numărul în scăderii, clasele au mers la simultan. Și atunci, programa spațiu neutilizat. Când ajunge un elev pe profesor, atunci. Da. Și putem comanda până atunci. Dar sunt la bază distanțare, avem bani? Nu, nu, vin de la Ministerul Educației. Dar dar diferența... Da, asta de ridicare, că am încercat 20.000. 20.000 ăștia, de unde e? Din decedentul nostru. Dar tu sunt... Păi da, ar fi atunci, de ce ne-am primit scăzat așa? Mai aveți ceva de obiectare? Dar nu vreau să stau așa, am motivat ca chestiile astea publice. Hai să supunem la vot. Supunem la vot, proiect numărul 4. Trebuie să fie, care este pentru că trebuie să fie grup sanitar la Roia, că e la Dunărea. Deci, e unanimitate? Da, da, da. Dar votați bine, nu sunteți treji, așa, nu. La început, nu m-a ridicat mâinile, dar văd în parte măsiți așa. Sper că e bun, am bun, da. Trebuie să spuneți cine este pentru, cine este pentru, ca să știe fiecare. Dar nu, în astfel care de vedeam de diferență atunci iau, dar atunci iau la... Întrebarea, dar din dacă nu s-a discutat că au votat așa. Trecem la proiectul numărul 5, da? Aveți cuvântul după. A, scuzați-mă, domnul președinte, uitați-mă să vă aduc o modificare, să vă comunic o modificare. Noul cod administrativ spune așa că dacă nu votați ordinea de zi, dacă nu sunteți de acord cu ordinea de zi, nu veți primi indemnizație de ședință. A, am văzut, trebuie zic, oare ajunge până acolo cu nouă ordinea de zi, deci s-a ajuns până da, acolo. Da, da. Ar fi culme, deci trebuie să fim ca în China sau în Corea de Nord, da? Una e să votezi ordinea de zi și altceva să fii de acord cu proiectul, diferența. Păi asta vrea să zic, deja a să ajunge până acolo, ne cere și cum să votăm, dacă ai votat în vot, ai dat cu Domnul Chiriu, doamna secretară, votăm ca în Parlament, dar ați văzut cum, se ceartă, să nu mai zice nimic, se ceartă. Codul ăsta a fost aprobat, dacă nu mă șerpi, nu urmează de urgență, nu a fost prin Parlament, trebuie. Dar și vreau să nu aducem discuție, să comentăm o ordonanță de ordinație. Cu ordinea de zi, să vă spune că nu avem și discuta în ședința respectivă. Pe legislativă. Pe legislativă. Pe legislativă. Pe legislativă. Pe legislativă. Deci nu face referire la ordinea de zi, da? Deci aprobăm ordinea de zi, dar poți să nu aprob un proiect de ordinea de zi. Mă oblig în mine să vă aprobă un proiect. Nu, 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 înseamnă doar că este supus spre discuție. Exact. E altceva. Supunem la vot. Tema discuției. Dacă proiectul trebuie să... Se ia în discuție între proiect. Adică se consideră că dacă nu votez o revizie, ca și cum ai fi absent la ședință. Da, da. Noi nu ne-am ați introdus un proiect de hotărâre pe ordinea de zi mai târziu, poate n-am avut să-l aprofundăm și atunci nu suntem de acord cu ordinea de zi, nu? Păi nu, dar ai cum să... Vrei să vedea dacă punem supliment sau... Da, 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 asta mă refer. Nu plec cu propuneri, dar... Apropo de genul ăsta de discuții, poate de istoare, că până la urmă trebuie... La chestiune vorbim, dar sunt discuții în context. Până la urmă tot pe margine sau de acolo... La proiectul respectiv atunci poți nu... Să ajunge și la chestii, la intimidări, pe la serviciu, pe la... Eu încerc să se dea răspățit. Dar noi sperăm că... De la să zici sub ce formă, dar... Discuții, chiar la altă. Îi spunea, zice, ăsta iar au făcut probleme acolo, au deranjat partidul, că am primit de la comună iarăși. De la comună? Da, da, de aici.
Și nu are rost să mai facem săpături, pentru că eu chiar n-aș vrea să știu. Mă interesează subiectul ăsta, dar discutăm după... Sigur că da. Și le-am spus așa, că am dat un răspuns, zic, păi dacă de la partid au venit două indicații, partidul ar face bine să ia înregistrarea ședinței, nu mai departe decât la ședinței trecute, în care știți foarte bine când a fost vorba de suma aceea rectificării și v-am spus, domnule primar, nu ca să vă laud, ci ca să recunosc un lucru. Am spus atunci, chiar mi-amintesc că am spus așa, au fost comuni în țara asta, au înturnat asfalt de pe drum de țară, de pământ. Și am văzut poze pe Facebook, desface asfaltul, ce că eu mi le-au în casă, nu-mi le furi oții. Că se poate, desface. Așa, știți? Și eu am spus așa de bine de rău, la noi asfaltul e făcut respectând standardele de calitate. Acum nu știu nici proces, dar se vede clar că e de calitate, cât de cât, și nu le ia nimeni în spate să mai plece cu el. Și plus de asta, nu, am spus nu ca să luăm pe domnul primar, dar și dacă am spus, a fi în opoziție înseamnă să critici chiar și ceea ce nu-i de criticat. Văd da? Că a avut efect deja amenințări. Nu, am spus-o atunci și culmea, deși am vorbit așa, ce iar l-a deranjat, păi dacă am deranjat, eu n-am zis aici, nici să perii, nici să vorbesc ce nu trebuie, da? Nu poți să prevezi, domnul primar, că nu-i explicat, domnule, proiectul a fost pe lucrurile astea, iar ei au zis că nu decontează cum sau nu. Nu, dar așa au spus domnul primar. Nu uitați că sunteți sub administrarea unui pula acolo la Piștene. Nu mai sunt la unui pula. Astea sunt, aici chiar e altceva. Nu avem timp de pierdere. La ordinea de zi. Dacă s-a ajuns... Domnul președinte, domnul de ședință. Eu propun să revin. Deci trecem la proiectul numărul 5. Mi-am asumat politica asta cu tot ce zic. Domnul primar, aveți cuvântul. Expune motive pe marginea proiectului de hotărâre privind aprobarea unui regulament de aplicare a unei taxe speciale pentru oficierii căsătoriei în afara sediului primăriei Comunii Parava. Primarul Comunii Parava, județul Bacău, având în vedere articolul 434 din legea 227/2015 privind codul fiscal, articolul 24 din legea 1129 din 1996 cu referire la actele de stare civilă cu modificări și completări ulterioare. Articolul 279 din legea 287 din 2009 privind codul civil. Articolul 44 litera A din hotărârea Guvernului numărul 64 din 2011 pentru aprobarea metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă. Examinând raportul compartimentului de specialitate privind necesitatea aprobării unui regulament de aplicare a unei taxe speciale pentru oficierii căsătoriei în afara sediului primăriei Comunii Parava. În temeiul prevederii articolului 45 aliniatul 1, colaborat cu prevederile articolului 115 aliniatul 1 litera B din legea administrației publice locale numărul 215 din 2001, republicată cu modificări și completări ulterioare, propun aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea unui regulament de aplicare a unei taxe speciale pentru oficierii căsătoriei în afara sediului primăriei Comunii Parava. Față de cele prezentate, vă rog analiza și aproba prezenta hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui regulament de aplicare a unei taxe speciale pentru oficierii căsătoriei în afara sediului primăriei Comunii Parava. Consiliul local al Comunii Parava, județul Bacău, având în vedere articolul 484 din legea 227 din 2015 privind codul fiscal, articolul 24 din legea 1129 din 1996 cu privire la actele de stare civilă cu modificări și completări ulterioare, articolul 279 din legea 287 din 2009 privind codul civil, articolul 44, litera A, din hotărârea Guvernului numărul 64 din 2011, pentru aprobarea metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziției în materie de stare civilă. Examinând raportul compartimentului de specialitate privind necesitatea aprobării unui regulament de aplicare a unei taxe speciale pentru oficierii căsătoriei în afara sediului primăriei Comunei Parava, expunerea de motive a primarului Comunei Parava, județul Bacău, raportul Comisiei de Specialitate și în temeiul prevederii articolului 36, aliniatul 2, litera D, din legea administrației publice locale numărul 215/2001, republicată cu modificări și completări ulterioare, hotărăște. Articolul 1. Se acordă regulamentul de aplicare a taxei speciale pentru oficierii căsătoriei în afara sediului primăriei Comunei Parava, conform anexei care face parte integrată din prezenta hotărâre. Articolul 2. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică și va fi comunicată instituției proiectului județul Bacău comun, primarului Comunii Parava. Cât e taxa? Vreți să vă citeți regulamentul? L-ați citit? Cât e taxa? L-am citit, l-am citit, avem documentația. Credeți, mă discuți. 800 de lei. 800 de lei. Cum de-ați ajuns la 800 de lei? Suma asta? Bine, am mai zis că avem... Nu știam cum e. Nu, 800.
Nu, am zis să nu fie nici prea prea, nici foarte foarte. Am luat legătura cu alte primării, am întrebat la voi cât este și fiecare a venit cu câte o sumă. Cea mai mare a fost 1000 de lei, cea mai mică a fost 200 de lei. Am zis nici prea prea, nici foarte foarte, până nu 100. Domnile dumneavoastră, puteți să puneți cât doriți. Am dus-o cam sus. E voltare de tot, nu? Am dus-o cam sus, putem să lăsăm și noi. Lăsăm mai jos. Ne plângem de copii de la școală, că nu sunt. Asta e vorba, deci, numai în comună. Păi noi cum îi încurajăm? Mai lăsați comunii. Până nu că am fost discuții înainte. Deci în afara... Poate niște tine vor să-și facă în căsătorie și vină nu știu, într-un... într-un peisaj așa, mai în natură. Poate vor pe izlaț la nu știu unde. Mai în natură. 800 mi se pare liberă. Puneți mai puțin, eu n-am nimic în potul. Părerea mea ar fi să o mai scădem. Oricum aveam de gând să propun. Am avut o discuție și cu domnul Bobo că ar fi bine totuși să spuneți dacă vrea în altă parte. Poate să nu fie în comun, dacă sunt... Nu, 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 nu mai vrea, dar nu mai vrea. Nu pot să fie cel mai mare. Domnul Bobo a zis că pe mare Senetului. Deja acolo era răcăciune. Nu, nu. Poate să fie kilometri. La Senetului poți. Nu vă știți limbi... Știu că la Senetului poți. La ședința jucătorului. Avem și noi. Știu foarte bine. Dar poate să fie... Deci poți să mă trec și Senetul din Bolș și să mă duc pe pășurile de la... Că avem pășurile, treci pe care. În cazul ăsta puteți spune numai departe de 30 de kilometri, să zicem, da? Nu, aici. Nu se discută de distanță. Noi, ca și autorități, știm care sunt limitele comune. Raza comune. E clar. Deci, e clar că doar raza comună. Asta scrie legea mamă, că n-ai voie să ieși cu actul de stare civilă, nici măcar 2 metri. În raza altă, exact. Nu, facem arătă acolo. Atunci, am o propunere, 400 zic eu că ar fi. Nu, e mult. Eu propun de fapt. Poate nu e mult. Nu, e mult. Ce vrei să găsești? Hai să-ți ce vrei să găsești? Domnule președinte, să luăm... Eu propun cu 200 și așa să mergem. Domnule președinte, hai să spun de ce nu e mult. Hai să spun. Ca să eviți discuțiile alea după nuntă, când o să poată să spună soția, băi, poate boală, n-ai vă bani să plătești taxa, bă. Eu propun să plătim noi taxa domnului Blaga. Să mai fie discuții. Nu propun eu așa. Să vină și să vă spuneți taxa, să spun un vidu. Eu am propus 200, să punem la vot. Fie pe aici, sau domnul Bucă? Dacă 200 au fost, supun la vot. Pentru că taxa stai, stai un pic, dai. Să mai gândați-vă. Dar mă dar pune la vot. Nu, 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 Dumneavoastră, cât ați propus? 200. Mi-a mai mult. 400. 200. Domnul Bucă a consemnat așa. Domnul Bucă a propus 400 de lei, domnul Soare 300 și domnul Blaga 200. Doamnă, stemată, doamnă, 200 a fost, 4 e prea mult. 300, dacă am făcut 4 deja, am dublat-o, dar e și pe jumătate la ce a spus domnul primar. Deci eu zic că ar fi bine 400. 200. Părerea mea, treceți. Deci hai să votați. Pune la vot! Pune la vot! Domnul Dechiu, domnul Bucă, domnul Suditu, tot cu 400, da? Domnul Manea, domnul Echim, tot 400, da? Da, și argumentez dacă vreți. Și mai era domnul Plema? Așa, da? Și domnul Pișcu, da? Domnul Tomozic. Da, eu am ridicat. În momentul ăsta veți aveți majoritate și ceilalți înăpără. Dacă ai ridicat mâna, nu puteți ridicat. I-am scăpat de asta. Ai ridicat prinsul. Ce mă?
Ideea aia se face cu niște costuri, totuși, suplimentare. Exact. Deplasare, exact. Până la urmă, care vrea să o plătească, vine aici, la primărie, dacă vrei ceva în plus. Asta zic. 8 voturi pentru, s-a adoptat taxa de 40 lei pentru căsătorile care se judicia în fața, în afara sediului primăriei. Nu e vorba de sediul primăriei, adică... Da, ăla e gratuit, nu-i spune. Ăla e gratuit, care are bani la adică să facă aici. Oficialul de stare civilă care face acest efort, care se poate numi efort, trebuie să fie foarte atent. În ce privește vremea. Dacă Doamne ferește, pe obiect s-o ploaie cu actele de stare civilă îmbrășteată, nu știu, pe... Sfărinsul, da, da, de asta am știut. Sfărinsul, plus mașina de serviciu sau mașina personală sau... Este e bine, atunci dăm... Deci, am terminat de aici. Așa, o sumă la votul. Trecem la proiectul numărul 6. Indicatorii tehnico economici, da? Aveți cum. Acum mă dau citire la... Nu, nu că avem documente. Direct la proiectul de hotărâre, da? Da. Vom proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice din proiectul extinderea sistemului de canalizare comuna Palavra de Țibacău. Consiliul local al comunei Palavra de Țibacău, având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local, raportul compartimentului de specialitate din cadrul primăriei comunei Palavra de Țibacău privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice din proiectul extinderea sistemului de canalizare comuna Palavra de Țibacău, dispune de motive aprobarea comunei Paraba, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice ai proiectului extinderea sistemului de canalizare comună Paraba de Țibacău, raportul compartimentului achiziții publice, prevede articolul 44 din legea 273 din 2006 privind finanțele publice locale, prevederea articolului 5, litera B, punctul I și articolul 9 și 4 din hotărârea Guvernului numărul 97 din 2016, privind etapele de elaborare și conținutul cadrului al documentației tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificări și completări ulterioare, prin temeiul articolului 129 al aliatul 4 litera D din donanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ, hotărăște. Articolul 1. Se apropie indicatorii tehnico-economice aferente obiectivului de investiții extinderea sistemului de canalizare cu aparat protecție Bacău, conform anexei 1, dămânită de legi general, extinderea sistemului de canalizare comună Palavra de Țibacău, care este parte integrată de prezenta hotărâre. Articolul 2. Contabilul primăriei va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Articolul 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre persoanelor și autorităților interesante. Interesante? De, nu? Așa e. Nu m-am învățat bine cu... Nu, eu când am deschis. Așa poate n-ai scăpt cu S sau S. Și a rămas în diferență. Cum să le citesc ca să fie înțeles? Deci la capitolul 1 nu are nicio fel de cheltuială. Da? Deci cheltuieli de folosire a terenului. La capitolul 2 din dediz. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului. Deci avem raportul la energie electrică, deci proiectul ăsta va avea două spauri în localitatea Rădoaia. Ce înseamnă spau? Ce înseamnă spau? Trații de pompaje. Așa, da, să vă înțelege spa. Da, da, deci va avea două stații de pompaje, una va fi montat undeva la zona Luncașul, să poată sparge copașa Luncașul Nusică. Și una va fi amplasat undeva prin zona Roman, mai degrabă Vasile Chiriac. Vasile Chiriac, la școală, da. Tot, da, care va pompa cocoașa de la școală. La capitolul 3, cheltuieli pentru proiectarea asistență tehnică, valoarea va fi fără TVA 456.492,46, cu TVA 537.318,33. Asistență tehnică înseamnă?
Nu, sunt tot. Studii de teren, raport privind impactul asupra mediului, avize, obținere a codului și avize, expertiză de infernului cazul, proiectare, certificat de urbanism, studii de fezabilitate de DAC, caiet de sarcini. Când vin 5 miliarde? Ce este din? Ce este din? Intră și de șantier aici. Da, n-aveți de rezolvață? Da. La capitolul 3, cheltuieli pentru investiția de bază, construcții, instalații, deci total va fi 3.456.283,262 fără TVA, cu TVA 4.112.977,08. La capitolul 5, scad valorile iar și va fi total capitolul 5, 452.233,88 fără TVA, 527.899,62. Cred că mai degrabă v-ar interesa partea tehnică. Ce localități sau ce străzi va cuprinde acest proiect? Am aprobat noi odată un SRF în 2011, cred că, pentru canalizare și extindere. Da. Numai că de data asta l-am lungit. De satul Rădoaia, tot satul, tot traseul drumului județean, din capătul de sus până la Cruce, de la Cruce o luăm prin Drăgușani și ne raportăm la Vonta și la Schid. Va fi ulița lui Tănasă. Ulița lui Tănasă în SF-ul era doar la Gheorghe al Mărcuță, dar acum ne-am dus până la... până la Octavian. Până Octavian. Da? Am luat ulița de la școala veche. Ne ducem de sus de la Ducii și cu o mustață către școala veche, către băieții aia care au copii sub domuț. Mircică. Așa. Da. Așa. Babaș. N-am intrat pe uliță la Vasile, că nu avem cum. N-am intrat pe uliță la Toma, că nu avem cum. Am intrat pe uliță la școală. La școală nu. Da. Da? Și ne-am dus până undeva aproape zicul de zona lui Cilian. Da. E foarte da? Deci coborând pe la Schid, ne raportăm la Pontă și tot Drăgușani până la ulița pe față nu avem. Deci față ne vom raporta odată în față la... Cipriotate și odată la Costică, Costică, cum te-am, Costică, domnitorul, da? Intrăm pe dos și plecăm de undeva din zona Podrobătă și mergem tot dosul și ne raportăm la Bobo la Poartă. Plecăm în Străoan de la Vasile Him, cu mustață pe uliță la Curiță Vede și cu mustață pe uliță la Diță Margină și coborâm în față la Soarca, ne raportăm în ulița de pe dos. Coborâm în Strămoan de la Vasile Bândac și ne raportăm la Cicicuță Bândac la un cămin existent. Și mai e o mustață pe acolo, Vasile Bătavu, Păstică Oprea, prea sunt potențial racordări acum, dar poate în timp vor fi, că sunt câteva săliște de casă, sunt de casă acolo, unde probabil se vor construi. Deja Vasilic Deviu, Devișorul, pentru cine știe mai bine, și-o construi casa acolo. Nu știu, poate să vină, pe la Vasile Gabrilescu, la Bocea, ca să poată să racordă toți oameni. Venim în Paraba. În Paraba ne-am dus pe uliță la cimitir, deci va pleca undeva din poartă la Paulică, se racordează la Moșu. Ne ducem pe uliță la... la Delaru, ne ducem sus până pe la Tanti, cum o cheamă, Tanti Zăuân. Da. Și cu mustață în partea asta, deci va fi un Y acolo. Și ne ducem în Dallas până la... undeva, până la... Pot, poate chiar nu leacă mai încoade Pot. De la Pot până la... Moș, cum o cheamă? Moș, zi. Nu Mioc, așa. La Ciciulică, e o leacă de Bocoașă, nu știu exact cum au pus ei. Și cam atât. Am vrut să leg ulița de la... pe la fostul primar, la domnul Andrei, care pleacă de sus de la omul Arsene. Da. Dar... din căminul de la Geni, mai sus, nu se poate gravita ceva. Și am făcut ridicări tot pe degeaba acolo. Aceste ulițe au fost... dar poate o să le vedem mai târziu. La Zaharia.
Nu se poate. Nu, la Daria trebuie de pompare, la Uliță, la Fosmulești trebuie stație de pompare. Poate la trebuie de pompare. La Uliță, la Secreată trebuie stație de pompare, la Uliță, la Tăbăcărești trebuie stație de pompare. Spaurile astea o să ne coste enorm de mult. Și în timp. În timp și întreținerea foarte grea și sunt foarte mofturoasă. Avem deja experiența în două spaule care ne-am găcat. Deci cam asta va fi traseul. Ca și documentație, toate avizele sunt depuse. Astăzi am primit notificare de la Agenția de Mediu că ar trebui să mă duc cu avizul SDA, avizul DSF și avizul nostru. Să ne emite ei. Domnișoară contabilă lipsește, dar mâine au zis că bine, bine să fac vorbă de plată către SDA să le plătesc, că dacă nu mă duc cu dovada plății, nu va elibera avizul. Și zic eu că săptămâna viitoare aș încerca un drum de București să încep să-l depun. Chiar dacă n-am avizele toate, o să încerc să mă duc fără autorizație de construcție, să mă duc doar cu certificatul de urbanism și cu devizul general. Pentru că în hotărârea de guvern spune devizul general, pleș autorizație de construcție. Poate ne dă drumul la execuție. O facem și pe asta la Parava, stația, când se dă în funcțiune? Dar nu discutăm de stația că se dă în funcțiune. Păi, dar nu duci în stația. Păi stația, ca să se dă în funcțiune, trebuie să evidem. Că nu se crește în cantitatea de acolizare. Dacă nu a avut într-atâți ani. Păi probabil că dacă... Probabil, da. Acordăm și rădoaie și în sensul de stări multe la acord, o fine devii de acolo, cu cât devii să mai strângi de aici, o de zi de drum. Dacă nu vine din rădoaie, vine la Lumbrava, calamitățile... Pentru că demersurile făcute pe lângă Consiliul Județean, ce privește modernizarea autoritării 206B, sectorul Parava, Gura Băii, e cam în avans. E cam, dar eu s-ar părea să fie cam gata și-l vă scoate cât de curând la licitație. Și aș vrea să ne mișcăm prime replică cu camizarea. Toate eforturile mele acum sunt îndreptate țintă pentru avizarea cât mai repede a acestui proiect. În decembrie, gata? De ce mi-ți zic gata ce? Nu. Nu, anul ăsta nu-i... Nu-i stat nici nu cred că s-a făcut interesant. E campanie, da! Nu s-a făcut. E, campanie de lufată. Ce de-acolo e în campanie. Dacă procedura de achiziție nu fi complicată și nu fi contestație și merge repede, cu sine s-a făcut și anul. Asta deja treaba lor, produsul lor și fondul. Treaba lor, să mă rog eu frumos, dacă nu am avut frumos să grăbească, să o facă, poate să mă rog frumos să o facă doar până la cruce. Nu mai vorbim nimic de acest subiect, mai ai iar la serviciu, nu? Hai să terminăm o dată. Asta pentru că la un serviciu în care ai intrat pentru un concurs și îți faci treaba. Da, nu contează. Normal nimeni, dar în funcție și de cât de slab ești. Dacă te aranjați, nu e. Ca de consilier? Nu. Asta poate să fie, datorări, încercări, de... Hai, domn președinte. Hai să facem, președinte. Păi, domnul ședință. Deci să punem la vot proiectul numărul 6, da? Care este pentru, care este împotrivă? Sus. Îmi place de bună. Vreme și toți, mâine de sus. Da, merge mai departe. Unanimitate ca să fie clar, da? Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 4 din 2019 privind modificarea și completarea inventarului bunului ce alcătuiesc domeniul public al Comunei Parava de Zubacov. Consiliul Local Parava de Zubacov, având în vedere prevederea articolului 286, alineatul 4 din ordonanța de urgență a guvernului numărul 57 din 2019 privind fondul administrativ, analizând dispunerea de motivii a primarului, raportul doamnei Orban Irma Maria, secretarul AT Comuna Parava de Zubacov, adresa numărul 2055 din 11.03.2019, emisă de către Consiliul Județean Bacău, avizul favorabil al Comisiei de Specialitate și în temeiul prevederilor articolului 129, aliniatul 2, litera C, articolul 206, aliniatul 4, din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ, hotărăște. Articolul 1. Se modifică articolul 1 al hotărârii Consiliului Local numărul 4 din 2019, care va avea următorul cuprins. Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Comunei Parava, județ Bacău, se modifică și se completează conform anexei ce face parte din prezenta hotărârii. Autovehiculul multifuncțional 8x4 Ford Truck 414D cu lamă de zăpadă și sărăriță este declarat ca fiind de uz public local. Deci ne-am dat hotărârea asta? Da. Da?
Haideți să vă explic ce este vorba. Noi am dat, știți că am trecut în domeniul public al comunei autocamionul pe care l-am achiziționat cu fonduri europene. Legea spune așa, era vorba de legea 213, care acum a fost aprobată, dar prevederile oare cum s-au păstrat, cum am citat în cod administrativ, s-au păstrat prevederile. Un bun mobil poate fi trecut în domeniul public dacă este declarat ca de utilitate locală. Eu, sincer să fiu, în momentul în care am făcut acea hotărâre, am zis, mă, din moment ce îl trecem în domeniul public, înseamnă că se presupune că e de utilitate locală. Cei de la prefectură nu m-au contrazis, adică au dat aviz de legalitate, au zis, e ok. Dar m-a contrazis Consiliul Județean, care a spus, nu, doamnă, mai întâi trebuia să dați o hotărâre prin care să declarați bunul de utilitate locală și de-abia după aceea îl treceați în domeniul public ca fiind de utilitate, ca fiind bun în domeniul public. Domnule, zic, dacă e ordine cu plăcere, facem modificarea astfel încât să fie toată lumea mulțumită, să nu fie discuții, să nu avem probleme. Și atunci am modificat, am declarat bunul prin proiectul de hotărâre ca de utilitate locală, astfel încât să se justifice faptul că l-am băgat în domeniul public al comunei. Da. Acum ați înțeles da. De ce e vorba. Bun. Articolul 2. Se modifică anexa numărul 1 la hotărârea Consiliului Local numărul 4 cu 2019, conform anexei numărul 1 din prezentul hotărârii. Articolul 3. Prezentarea secretarului comunii Parava, județul Bacău, prezentul hotărârii va fi adusă la cunoștință publică și va fi comunicată. Justiția Călătorul Județe Bacău, primarul Comunii Palava, compartimentul de specialitate. Aveți ceva de spus asupra acestui proiect? Nu? Deci supune la vot. Cine este pentru, cine este împotrivă? Abținere. Cine e pentru să numărăm voturi? Hai să supune la vot. Am văzut, da, unanimitate de voturi. Hai acum ai putut intra în lămâni. Lăsăm așa. Da, lăsăm așa. Cine e pentru? Supune la vot cine e pentru. Da, cine este pentru? Bravo. Împotrivă? Nu mai dau pentru. Mai rar. Păi s-a mai rar. Da, mergem mai departe. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de executare silită a creanțelor fiscale restante datorate bugetul local al Comunii Palava. Consiliul Local Palava, județul Bacău, având în vedere capitolul 8, prin stingerea creanțelor fiscale din executare silită din legea 207 din 2015 prin codul de procedură fiscală. Ordinul MEDERA, numărul 3293 din 27-12-2016, pentru aprobarea procedurii privind evaluare și valorificarea bonurilor sequestrate. Articolul 490 din legea numărul 227 din 2015 prin codul fiscal cu modificări și completări ulterioare. Punctul 170 al neatul 12 din OSV-a Guvernului României, numărul 1 din 2016, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 227 din 2015. Legea numărul 273 din 2006, privind finanțele publice locale cu modificări și completări ulterioare. Legea 24 din 2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative republicate cu modificări și completări ulterioare. Analizând dispunerea motivului a primarului, raportul doamnei Volbanii Mamarei, secretarul AT Comuna Palava, avizul favorabil la Comisiei de Specialitate și temeiul prevederii la articolul 45 al 1, colaborat cu prevederea la articolul 115 al 1, litera B din legea administrației publice locale, numărul 215 2001, cu modificările și completările ulterioare, hotărăște. Articolul 1. Se aprobă. Articolul 1. Aprobarea procedurii de executare silită a creanțelor fiscale restante datorate bugetul local al Comunei Palava, județul Bacău, prin aplicarea sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea sa, cu proprietatea contribuabilului, conform anexei 1, care face parte integrată de prezenta hotărâre. Articolul 2. Persoana ce va duce la întâlnire de prezente proceduri va fi numită pe dispoziția primarului Comunei Palava. Articolul 3. Prin legea secretarului Comunei Palava, prezenta hotărâre va fi transmisă în instituția prefectului județului Bacău, primarul Comunei Palava și va fi adusă la cunoștință publică. A citit cumva regulamentul ăsta? Și a vrut să-l citim? Nu. No. Nu, no, dacă cine ajută, dacă... Ei, dar te ajută în momentul în care vrei să înțelegi. Vă trebuie doar la secretară. De? Da.
mai detaliat de acum, da, dacă nu ne-am pregătit, votăm așa și o studie vacanță. Da, păi l-ai studiat? Nu, nu. Asta mai bine trase, nu mai spune. Noi am mai încercat cumva să facem acele executări, dacă ne puteam să ne executăm să vedem. Până împropiri pe pieță. Unii săraci mulțumiți că sunt plecați de prin țară și îți mulțumiți că vreți să ia banii din pensie, alții deja săptămâna trecută am avut cu doamna Buftea, mă sunasă înainte că ne-a făcut o surpriză. Eu, ei, am făcut o mare surpriză că s-o trezit cu propriile pe pensie. Și vezi, doamne, era rușine pentru că doamna Buftea avea propriile pe pensie, a venit la mine cu cercuri, a plătit o parte din din datorile care avea ca de față de bugetul de stat și mi-am făcut cere că să-i așa alunesc cumva să-i ridic propriile de la casa de pieță. O să trece și la asta, dar trebuie să o faci cum o faci. Da, domnul primar, dar după ce e sachete. Sachete, da. Întâi sachete, și oricum e ofens cu aprilia. Păi da, dar nici după zi mei. Cu alte cuvinte, da, și mai cu propriile, da. Mai sunt și situații mai delicate, asta e. Nu păi n-ai, ce vrei? Dar, da, da, noi cam tot ce am putut sau tot unii am avut posibilitatea să punem aceste copii, am făcut. Această procedură intervine în momentul în care persoana, debitorul, care se folosește de supună liberea credință, nu are venituri cuantificabile, venituri fiscale. Nu primește pensie, nu primește salariu, nu știu ce, și trebuie să spune că nu am pe ce să-i facă propriile. Dar te uiți la el și vezi că are tamai casă, are tractorul, are... Exact, înțelegeți? Are tractor, are animale în curte, are casă, de tot, mintea coadă, că are poate alte venituri, dar care nu se supun fiscalității, da? Și îți râde în nas și spune pe ce să-mi iei, că n-ai ce să-mi iei. Pe de-o parte, așa, pe de altă parte, tu stai cu datoria, îți crește exact. Dobândă la dobândă la dobândă, la pe majorare, la penalizare, nu știu ce, și toată lumea spune, nu faci nimic. Și atunci eu am încercat să găsesc modalitatea prin care să pot să fac ceva. Este suficient, din punctul meu de vedere, să faci cu un singur cetățean. Că ce pe urmă singur să... Că după aia vin singur. Mă mai nu se convine să te duci să iei porcul, cățelul, furcelul, ce mai are pe acolo, găina. La urmă toți am niște datorii față. Corect, așa m-am gândit și eu. Adică mi-a spus doamna Lecozatu că există o persoană aici în sat care are faimoasa datorii 300 și ceva de milioane. Față din comuna noastră. Așa. În Parava, da. Și culmea este că nu e un om sărac, din câte am priceput eu, dar nu are așa. Ei, apropo de spețele cu avocatul, eu urmează să-i fac domnului respectiv o invitație la primărie, să stau puțin de vorbă cu el, că nu-l cunosc personal, și după ce voi avea acea discuție cu el, vom înainta prin avocat către instanța judecătorească cerere de partaj, pentru că fiind creditori ai acestei persoane, avem posibilitatea, nu obligația, obligația o dăm curtea de conturi, în schimb, să facem partajul, pentru că a murit soția domnului, din câte am înțeles, și bunurile sunt în indiviziune. Și atunci ne cerem scoaterea din ieșirea din indiviziune ca să putem pune după aceea propriile sau sechestru sau ce mai găsim noi pe acolo, înțelegeți? Dar mai întâi trebuie să mergem la instanța judecătorească, apropo, de ce ne trebuie nou avocat. Asta e un din motive. Înțelegeți? Deci, adică mi se pare foarte mult, 300 de milioane e foarte mult. E o sumă mare. Ce s-a întâmplat? Și am înțeles că nu i-a mărât. Asta e cum. Gata. Pentru fetițiare bani, dar pentru... Oi. De unde s-au adunat, Dan? El era un cetățean slavic în Mara. Îi spunea pe Sidic, și datoria fata mamei zice să o plătești la timp. Că dacă nu ea, nu te așteaptă, ea tot crește și tot crește. Asta este ce spune. Punem întrebări. Încerc oarecum să
fac pașii premergători unei asemenea situații. Curtea de conturi nu a lăsat. Păi tocmai, una din măsurile curții de conturi este asta. Și cetățenii mai spune. Păi cine nu s-au venit acum? Înainte și la conturi. Nu numai această persoană. Nu, eu n-am făcut un exemplu. Eu n-am făcut un exemplu. Oamenii din comună nu pot fi acuzată că am ceva cu ăla sau ceva cu celălalt. Că nu-i cunosc, înțelegeți? Dar l-am luat cu titlul de exemplu, pe mine m-a șocat faptul că are 300 de milioane, dar are tractor, dar are nu mai știu ce are, dar are... Și păi, totuși, nu e... Un tractor costă mai mult decât un BMW, dacă stăm să ne gândim. Are desă, dar n-are cash, doamnă. Ai, dacă ar avea părinte... Da, sau... Da, mă, cum a făcut acoperișul la casă, cum? Da, face acoperiș. Adică, într-un an o să ajung la Rădoaia, într-un final, pentru că sunt foarte mulți acolo care au amenzi de plată, așa, sunt foarte mulți acolo care au amenzi de plată și acolo chiar n-au nimic pe numele lor, dar au casă, culmea, știi? Adică e o problemă așa. Pentru că nu zic că se convine să-i scot eu casa la licitație, da? Și dacă casa e pe numele la cineva și amenzi pe numele lui... Da, acolo, într-adevăr. Ce se ia? Acolo, da. Poate casa nu e pe numele lor. Așa că doar iau. Da, majoritatea. Dar majoritatea au. Dar se duce în anul într-o săptămână, face bani. Sau nu, dar mașina tot în numele de domnul Manea. Nu de dragi, dar pe ei. Mașina în general o au pe numele de exact, îi sechează pe mașină. Îi sechează pe mașină. Dar acolo îi prind eu la ieșirea. Și le-ai plătit întâmplare mai tare, că dacă o mașină de aia care oricum se compară cu a mea, fie vorba de voi, așa, nu-i convine. Mă depinezi noastră. Nu-i convine. Eu sunt pasii care a venit în domnul de la Rădoaia și a scos așa teancul de bani. Nu-i dai certificat fiscal. Și o spunea pe doamna de jos. Nu-i dai certificat fiscal, cum s-o fac? Stai cu mine. Înțeles, nu poate. Nu poate s-o vândă. Zici, convinzi imediat, dar nu-i dai certificat fiscal. Nu, dar e certificat fiscal dacă ai. Certificat fiscal, că ne-ai venit ce vrei. Adă bani, când ai hătuți bani, atunci aia primești. Și când regulești 30 da. De bani. Da, e clar. Da, e clar. Nu, asta trebuie să încerc să... Și trebuie ca domnul primar să dea o dispoziție. Probabil că doamnele cu odată, acum nu știu să vedem dacă doamnele cu odată, pentru că doamnele cu odată mai și puțin până la pensie. Nu știu, să vedem. Vom... Acum să facă dușmanul de bună. N-am ce treabă, pleacă la pensie. Nu-i așa. Dar vreau să trăiești aici. Scopul nostru nu este să facem rău. Scopul nostru este să găsim soluția de mijloc. În același timp să aducem și să îndeplinim măsurile curții de conturi, să aducem bani la bugetul local. În același timp nici să ne scoatem oamenii împotriva noastră, să spună, uite bă, aia de la primărie se răi și-a dracului. Oamenii trebuie să înțeleagă, oamenii trebuie să înțeleagă că ne facem serviciu și că n-avem nimic cu ei. Că până la urmă, oricine, toată lumea plătește un impozit. Vrei, eu circul pe drumurile publice, circul pe mapă, de polarizare, de putare, de mare. Eu cred că inclusiv faptul că accepți ca plata să ți-o facă eșalonat un dator, e un ajutor. Este un ajutor. Plus de asta, oamenii trebuie să înțeleagă că trebuie să fim în legalitate, nu? Da, a fost în 2015, dacă nu o amnistie fiscală, care nu mai plăteau decât 25% din penalități, dacă puteau debitul. Din câte mi-a venit asta, am făcut discuția aici, că nu pot să nu eliberez omul. Ar fi vrut să dea la amnistie fiscală, să-i scadă pe toți datornici, adică ne dea la politică, las că știu care e. E vorba să politică, se scadă de atunci, da, de datorie și vezi proști să plătească la bugetul de stat. La școală, la astea nu discutăm. Dar dacă vine la mine un domn pentru discuția moștenirii și eu știu că de acolo el are de fapt de luat bani, da? Eu nu eliberez certificatul. Da? Nu e liber. Mi-am confruntat cu o altă situație, vin să ducea la Nesa 24, dar nu pentru a merge la notariat, ci pentru a merge la Enel. Enel, da, pentru contractul de lumină. Problema, da. Și mie nu-mi convine să-i dau certificat fiscal, pentru că eu îi dau acolo certificatul fiscal, el nu se duce la notariat, de datoria aia nu este recunoscută nicăieri și rămân tot cu datoria. Și e liberat. Și exact. Și a zis, nu, cazul ăsta nu vă dau. Și zic, nu, în cazul ăsta nu vă dau pentru că eu, ca și creditor, am tot interesul să-mi recuperez datoria și legea spune că eu trebuie să fac tot ce e legal, omenește posibil, să-mi recuperez datoria. Ori dacă tu ai să-mi dai mie bani, te penalizezi până când îmi dai bani. Asta hai, vreau să o punem la bătă.
Ar trebui să se gândească toată lumea că au și obligații, au și îndatoriri. Corect. Cum plătim noi fiecare plătitor de bun, așa, să plătească toți. Și apă, și canalizare, și aia, și aia. Nu. Dar ieri, cum îmi plătesc eu așa, ar trebui să-și plătească toată lumea. Să nu uităm că mai este un beneficiu ăla până luna martie. De ce nu? Păi vrem canalizare, vrem asfalt, vrem aia. Păi dar să nu plătim. Să dar, nu ne achităm față de primărie. Acum e și problema asta. Și dacă nu sunt acasă și în altă parte... Avem mașini, avem tractoare, cu linii, ericopteri și nu plătim la primărie. Și o să spun că mâine acasă, la un an de zile, atunci după anăcheși. Dar e vorba de... Nu, dar nu, nu, vreau să luăm de 10 de ani. Da, vreau pune problema. Hai să trecem la vot. Grava e pe noștri. Domn președinte, hai să punem la vot, că noi avem chestia. Ia să vedem cum votăm. Care este pentru? Împotrivă? Abținere, bine, cu unanimitate de voturi. Și voia mea o să vă mai spun, despre canalizarea am discutat. Despre procedura cu cei 2000 de metri cub de balast din Săret, astăzi am mai avut poziția documentației. Astăzi, mâine, mă duc la sedia să văd următorul pas, mai zis că de dat până la numărul de iași, schimbă doar de procedura față de anul trecut. În momentul când totul e regulă, trecem la acele balastări. Și acolo aș vrea să vă implicați ca așa vreți. Promins că anul ăsta toată lumea e pe drum și poți... Nu așa, domn primar. Puteți să stea lumea pe drum, nu ce faci. Facem întâi, facem o, formăm o comisie. Din partea primă, din partea acuzilor. Să formăm de azi comisia. Așa. Formăm o comisie. Mergem pe fază, spune domnul, pe ulița asta, trebuie atât. Simplu. Și după aia s-a pus. Nu domnule, numai pe ulița respectivă. În toată comunitatea. Ce a spus? Toată comunitatea. Nu așa, că vezi că ăla, trimit mașina costumată ăla. Trimit mașina costumată ăla. Te-ai apucat la un capăt. Nu trebuie să facem cu primar. Și o problemă, anul ăsta nu s-au făcut drumurile pe talale deloc, dacă mergeți prin Neales. Ulițele toate secundare a satului. Deci ai făcut un balast de ăla de lucru. Domnul, ulițele satului. Da? Suntem la diverse. Da, la diverse. Și așa nu mai e mult. Aia asfaltat, nu mai e mult. Și nu ar fi mari necesitate. Ce am văzut eu este drumul de la Roșca la Vale trebuie. Da. Și mai e ulițele care sunt. Așa, era șanțul ăla din loc, ca să spun. Iar ăla care luăm de la Siret să face drumul de exploatare. Domnul Bucă, spuneți-mi exact ce să consemneți. Da. Deci. O propunere de-a mea. Pentru ulițele și drumurile care mai avem locale, comunale, să folosim balastru concasat. Deci toate ulițele secundare. Da. Dacă e bun balastru, de ce să nu-l folosim? Dacă găsești bun, dar... Nu am găsești bun. La liniște. Da. Nu să vă zice statul, mai vorbesc de balastru. De bolonar cu stai din el, domnul. De Cris. Iar balastru care luăm de la Siret, aia 2000 de metri cubi. Să-l folosim pe tarvare. Cel nou, trecat așa, da? Să-l folosim pentru drumurile de exploatare. Da. În situații de urgență. Și în urma calamităților care am avut, am semnat un contract de reparația drumului la uliță la Nea Mihai. Nu ne-au venit banii încă pe situații de urgență, urmăresc în fiecare zi monitorul oficial. O să-i dăm drum așa și am zis că poți să ne mai aștepte. Și voiam să vă mai spun. Spanizare, balastare. Da, mă întrebați-mă dacă mai este așa. Hai să răspund. S-a început ulița Chelaru acolo. Nu s-a terminat treaba. Vine vă ploaie iar mare, domn primar. Și înțelege ce nu s-a făcut. A început într-o zi, o căra două mașini de... De pământ și s-au încheiat. Adică mai trebuie făcut vreo 10 metri. Ulița Chelaru. Iar dacă vine o ploaie, iar rămâne acolo. Și păcat, e și domnul Marino. Ați făcut șanțul ăla pe o sură, pe partea aia la... Dacă nu-i faci continuitatea până la furul, deja? Păi, dacă începem... Știți care e problema? Începem un lucru. Haide, domnule, să-l terminăm. Exact. Am început toate șanțurile, n-am terminat niciun. Ce nu l-am terminat până acum. Terminat pe ăla, domnule, haide să-l facem. Domnul Vinci. Da, să-l facem. Și eu să-l facem. Da,
Da, nu se termină. O plecai ca când trebuie. Domnul primar, ce problemă? La uliță, la noi, unde se bagă apa. Aș fi de părere să băgăm și canalizare odată cu apa. Dar nu se poate. De ce nu se poate canalizarea? Pentru că canalizarea nu trebuie, nu e apa cu presiune. Acolo curge și se duce la canal. Trecută pe lângă pod, așa? Trebuie pe șanțul separat, nu poți să faci așa în șapă și canalizare. Am adus un evaluator acum două săptămâni la pod la uliță la Secret. Da, se poate face. Și canalizare. Așa, pe reparații, cumva, astăzi m-au sunat și zic, nu ți-am terminat încă de vizul, nu l-am devizat tot, ar fi undeva la 4... Iade. Hai, nu, dar pot nu. Deci, pe reparații, să schimbăm profilul ăla cu alte profile noi și sunat pe rândul o placă deasupra, da. Unii? La Secret. Acolo poți să-mi faci ca la de pus trei grinzi de alea distejar ca lumea, podea de... Și că... Bun. Nu, domnule, vorbește din codul ăsta. Păi de la Seca de Dăjun. Nu, acolo are altceva. Profilul ăla e... Nu la Seca de la Tumuzei? Da, a fost. Profilul ăla e cumva prelungit și unit prin... Un și șurub. Nu, dar n-am fost amândouă. Da, șurubile alea nu mai e. Nu prea mai e așa. Și atunci de asta am să pui griz din lemn și gare. Nu s-a pus la podul meu. Nu, adică trebuie să fii pur și peste aia. Aia nu se bagi grinzi. Aia pur și peste aia. Agricultură, teiușă, deci curătură. Da, să-și poate pe ăla, poate ce e de făcut cu greu. Dar culoarele sunt poate. O secundă ca să vă pot înțelege și eu. Deci domnul Blaga solicită curățarea drumului. Nu curățarea, deci să facem cu greu. Din cauza că e zis în greu. Să pare cu greu, să pare... Profilarea drumului. Profilarea drumului, da? O și ploi. Drum de exploatare agricolă. Mai că acum e mai dificil pentru că e uscat așa de uscat. Se cheamă drum? Curături. E bine, nu intră nici dacă dai cu curături. Acum... Curături? Da, acum e greu. Drumului numit curături. Da. Drum de exploatare. Cartierul, da. Sturi. Așa. Așa. Ce spune la chestia asta? Să știți că podul ăla primat din Dala de acolo, nu știu dacă mai ține. Nu e nevoie de o intervenție pe drumuri. Trebuie să așteptăm un pod de ploaie, că am ajuns. Și mai e încă o problemă, tot legată de chestia asta, că e un cetățean al satului care e plătitor de taxe și impozite la nivel de Consiliul Local, așa, de un amar de bani. Și omul nu poate să intre să-și cultive soreanca, din cauza că asfaltul, unde se termină asfaltul, nu e legătură cu drumul ăsta, da? Nu e cu drumul ăsta. Nu e cu drumul ăsta, e altul. Aici, la final, aici, din sat, la Roșca, să menționați. Deci, și a drumul, la, tot profilare e vorba, da? Da, deci contul trebuie să spate. Prețul? Asigurarea acces, doamnă. Asigurarea. Mai că am vrut să împărtea și mai vrut să spate. Un loc să intri la Roșca. Poftim. Nu știu că împărtea și acum nu mai vrut să spate drumul. Nu? S-au curățat acolo. Dar nici nu a vrut că doar el l-a dus acolo. Și tot ce l-a pus, că am vrut. S-au stat cu curățenie. Vor mutați ca să poată să treacă mai bine cu așa. Final, pe roși. O rezolvat, am spus. Pentru că a venit și domnul Vici, doamna primar. Am și eu rugăminte, doamna. Mai avem un drum de acces, unii nu s-au făcut niciodată, niciodată curățenie cu el. E vorba de drumul între Părintele Savin și ăla. Și este trebuie pe hartă, ne uităm acolo. Au uitat de cetățenii. Noi am fost, dar închis, domnul Pișcu. Nu există așa ceva. Cum se dar este gard. Nu există, domnul Pișcu, doamne. Nu este niciun gard. Cine se face gard? Dacă este drum de acces. Părinte știi... Savin. Cum se numește drumul? Drumul... Baltaroște. Baltaroște sau Preot Savin. Ai preu sau? Da, da, cum să zice? Se duce sus, mai sunt atâția, nu numai eu sunt acolo. Nu atenția dumneavoastră asta, da? Sigur, da. Deci, așa dar nu-i închis, nu-i închis drumul. Într-o zi cu bun, vă mă trece odată la vară. Deci, el nu-i cu unii figura pe artă. El pe artă îl duce după sar, după casa lui. Dar nu, nu-i acolo. Pe artă nu, pe artă la Dealdi. La Dealdi, da.
Dar dacă ai luat așa de bine, dați într-o zi mie, vă doi oameni, când nu durează. Și Vultul, dacă în două ore nu-i gata, eu vă spun, când nu durează. Mergem acolo. Că mai sunt, mereu îmi spune, spune și... Și când se începe lucrare, domnul primar, discutați. Da, domnul Bișcu spune că n-am terminat așa înțeleg. Deci ați vorbit da, cu... Da, cu... Domn Vice, ați vorbit cu Barnaș, da? Da, până să ne legăm. Haideți să când începem lucrare să terminăm, știți? Ca să nu spune că ne apucăm de cineva, iar vă lăsăm în față. Tiveți. Cam parlamentar. Tiveți, cam parlamentar, a dormit. În ce ați scutit? Dacă o să... Da, domnule primar, referitor la denumirea străzilor, o intra deja în vigoare cu ideea la care putem să declarăm, adică să dăm adresa la străzilor care sunt fixate sau... Nu, abia am primit aprobare săptămâna asta de la poliția aia de la... Nu, dar o vrei deja fixat sau poate că sunt diferite motive, că am zis ce e adresa. În momentul când... O să fii penalizat, o să aveți plăzițe și numele străzii, numărul casei. A venit în un timp doamna de la, de la Vicol, lume. Da, deci noi continuăm, dar mai vine treaba. Însă avem să fie pentru că ne-a venit aprobarea cu numele străzilor cu modificare, pentru că noi am pus preot Savin Gheorghe și a trebuit să trece preot Gheorghe Savin. Sau, nu știu, preot Ion Miron, nu Miron Ion. Ce sunt prenumele? Prenumele. Da. Prenumele. Da, deci după ce vrea străzilor, trebuie să fim cu proiectul de hotărâri, sunt de hotărâri, că au fost... Vara 4, uitați vara 5. A făcut acea inventariere din poartă cu poartă, ca să ne dăm să numerii poștale și la locul de bine. Mă trebuie să-mi dai o dată la revizuit că au fost repede și poate că pe unele locuri fie așa, nu fie așa, pentru că unii stă casa, unele locuri ești un om, știi că e casa un pic în jucătoare, dar unii terenuri la știa cu ei, nu știi, că acolo să știu eu. Bun, eu fost foarte bine. Fost foarte bine, dar la rândul ce te-ai explicat? Azi doar eu te spun. Sau pe la Straman, sau pe la Stit, sau pe la Trecea. De ce nu ți-a dat doar acolo? Iar îi explicați că nu-i bărșenaș. De-am zis, nu-i acolo. Ei, să cunosc ca și mine, după părere, că nu vorbim. Puteți să mă închideți, doamna.